Că așa, dacă le dăm pomană în fiecare an, nu o să facă niciodată nicio investiție. Cam cum se întâmplă la Drobeta-Turnu Severin, unde dacă le dăm în fiecare an, atunci nu fac nimic. Dacă le dăm pomană în fiecare an, nu o să facă niciodată nicio investiție. Cam cum se întâmplă la Drobeta-Turnu Severin. Dacă le dăm pomană în fiecare an, nu o să facă niciodată nicio investiție. Cam cum se întâmplă la Drobeta-Turnu Severin. Victor Ponta, președintele Pro România, a fost președinte al PSD și premier în perioada 2012-2015, declară că subvenția statului pentru partidele politice este una foarte mare, dar nejustificată. O opinie echilibrată, dar pusă în expunere publică de la un om care a fost președinte al PSD din anul 2011 până în anul 2015 și prim-ministru al României din anul 2012 până în anul 2015 și nu a mișcat un deget pentru modificarea acestei legi. Nu se poate să zici că n-ai bani de pensii și de salarii, dar în schimb ai pentru demnitari. Nu se poate să spui că n-ai bani pentru datoriile la spitale sau la școli, și în schimb să dai 100 de milioane de lei noi, nu mai știu cât e în lei vechi, miliarde, să-i dai la partide. Am fost 5 ani șeful PSD-ului, vă zic că n-ai nevoie de bani ăștia ca să funcționeze partidul. În fapt, supărarea liderului Pro-România este cauzată probabil din lipsa finanțării statului pentru partidul Pro-România, cu toate că Ponta spune că se descurcă și fără subvenție. Pro-România nu primește subvenție de la stat, cel mai probabil din motivul că nu este partid parlamentar, adică cu toate că are un număr suficient de deputați pentru a forma un grup parlamentar, grupul Pro-România. Pro-România nu a reformat încă grupul acesta parlamentar și astfel de aici și problema financiară. Noi Pro-România funcționăm fără niciun ban de la buget și nu e că nu ne putem întâlni sau nu putem vorbi. Furi bani de la buget, îți iei mașini, case, cumperi cu 50.000 de euro jurnaliști, ai altceva, dar nu e normal. Așa încât de la toți deputații Pro-România am depus deja un proiect de lege, o să depunem și la buget când o veni bugetul, amendament, prin care ori se indexează și pensiile de la 1 ianuarie, ori atunci îngheață toate și indemnizațiile demnitarilor, ori avem bani pentru toate celelalte cheltuieli, ori atunci suspendăm plățile pentru partidele politice și pentru PSD și pentru PNL. Lăsați că nu mor de foame liderii de la PNL, PSD, nu-i nevoie să primească atâtea sute de milioane de la buget. Masteratul ai fentat, doctoratul-i plagiat, copii-paste, dai cu degetele-n taste, la xerox te-ai închinat, viorele, unde sconturile tele? Și ca-i mană, dar ne minți că n-ai un ban. Dar dacă mă uit mai bine, viorele, conturile te le spline.